Bună ziua! Aș dori să vă prezint, am în fața mea un document al Comisiei Europene pentru Democrație pe Liberă, cunoscută și sub numele de Comisia de la Veneția. Acum știm că în de-a lungul vremii, în jurisprudența Curții Constituționale din România, recomandările acestei comisii au fost aproape întotdeauna luate în considerare, în decizii de Curții Constituționale. Documentul pe care l-am în față, document definitiv aprobat încă din 2006 de această comisie, se referă la organizarea referendumului. Are foarte multe recomandări care țin de bazele democrației, cu privire la libertatea votului, la votul universal, lucruri care sunt absolut normale. Iar la punctul 7, acest document face recomandări cu privire la quorumul de organizare a referendumului. Și acest document recomandă, absolut explicit, fără niciun fel de dubiu, ca în toate situațiile, în organizarea unui referendum, să nu se impună un prag minim de prezență la vot. Există și o justificare, și anume că prin impunerea unui prag minim de prezență la vot, cetățenii care se abțin, care nu participă, pot fi asimilați, în funcție de întrebarea formulată, uneia sau alteia dintre opinii. Nu am văzut încă motivarea Curții Constituționale cu privire la presupusa obligativitate a existenței unui vot. Pentru că în comunicatul Curții au remarcat următoarea formulare. Să se asigure toate condițiile pentru o participare de peste 50% la referendum. Însă, mă întreb, cred că am acest drept, dacă acest document, furnizat, aprobat, de un organism european pe care Curtea Constituțională l-a luat aproape întotdeauna în considerare, chiar dacă este la nivel de recomandare, dacă acest document a fost luat în considerare și cum de către Curtea Constituțională. Mie mi se pare că este un document care spune clar un lucru, mai mult decât atât și argumentează. Aceasta este, cred, și una dintre explicațiile pentru care forma legii referendumului, aflată astăzi în vigoare, prin intermediul ordonanței de urgență, a fost declarată constituțională de Curtea Constituțională din România în anul 2007. Mă întreb de asemenea dacă susținătorii și propagandiștii domnului Traian Băsescu citează selectiv din documentele europene. În mod evident, răspunsul este da. Domnul Traian Băsescu, știți, că domnul acela drăguț care a ieșit aseară cu copilul în brațe la cerșit. A ieșit la cerșit clemența românilor, a ieșit la cerșit supraviețuirea în funcție și pentru domnia sa și pentru cei care îl susțin și cei pe care îl susține Traian Băsescu. Ce ar însemna dacă Traian Băsescu ar mai rămâne în funcție? Ar însemna că domnul Videanu ar semna în continuare contracte de curent. Ar însemna că domnul Blejna va da în continuare din tentacule, precum caracatița aceea care prezicea rezultatele de la fotbal pe vremuri, numai că aceea era total inofensivă pentru buzunarele noastre. Și bineînțeles ar însemna că doamna Udrea și-ar cumpăra o nouă serie de poșete. Cred, sunt convins că indiferent de prevederile legii. Și eu subliniez că în acest moment este în vigoare ordonanța de urgență. Indiferent de prevederile legii, este necesară o participare masivă la vot. Mai mult decât atât, sunt convins că această participare va exista. Pentru că este un examen final, un examen decisiv, în care trebuie să aflăm care este alegerea. Traian Băsescu sau normalitatea în România. Aceasta este alegerea esențială pe care sper că un număr cât mai mare dintre cetățenii României o vor face la sfârșitul lunii iulie. Vă mulțumesc că ați fost aici. După câte știu eu, s-ar putea să fie rămas puțin în urmă cu informațiile, dar după câte știu eu, momentan este o știre dintr-un ziar din Bulgaria. Nu am remarcat, dacă am rămas în urmă cu informațiile în cer spune, n-am remarcat o poziție oficială privind monitorizarea separată. Cred că vom face comentarii atunci când există o decizie. Deci nu aveți mesaje pe canalele oficiale, pentru că premierul ar fi discutat acest lucru oficial de la Domnul
evidente unul. De aceea sunt detalii la care, pe care sunt convins că le-au autorizat, la domnul ministru și de la care ți-a venit. Eu am constatat, da. Ok. Dar în data cărei, deci, până la urmă se va face poziția organizației, având în vedere poziția de aseară a primului ministru? Referendumul se va desfășura în condițiile legislației în vigoare la momentul respectiv. Există o procedură, eu doresc din tot sufletul să citesc acea motivație a Curții Constituționale, pentru că întotdeauna, sau aproape întotdeauna, față de comunicatele feci ale Curții Constituționale, au existat decizii și nuanțe în motivul. Ne reamintim știrea care a sunat în felul următor. Curtea Constituțională a declarat că este neconstituțional să îi se îngrădească dreptul de a se pronunța asupra deciziilor Parlamentului. Ori după aceea, în motivare, am remarcat că era vorba doar de deciziile care privesc drepturi și libertăți fundamentale. Și nu de decizii tehnice care privesc viața internă a Parlamentului. Iată de ce sunt rezervat până la citirea documentației. Dar în orice fel de scenariu există o procedură. Președintele interimar al României, domnul Crin Antonescu, spune la dispoziție o perioadă de timp în care se decidă dacă promulgă legea, dacă o demite Parlamentului spre reexaminare, în ce condiții se va face această examinare și când se va putea vota la urmă. Momentan există o lege. Este legea din 2000, modificată și completată prin mai multe acte normative, printre care și ordonanța de urgență pe care. Primul rând, și cheia este la centralizarea la Bruxelles. Cum se vedea la Bruxelles, considerați că ne vedeți la proces? Cred că vom putea face astfel de precizări după ce vom afla toate detaliile relativ de ministru. Am remarcat că a fost o serie de întâlniri cu oficiali importanți ai Uniunii Europene. Momentan nu pot să comentez mai mult, pentru că detaliile, fără îndoială, au furnizat în nu mai vreau să vă întreb, din termina voastră, câți ani de tot sunt înscris pe listă pentru casarea domnului premier în vreo de 15 milioane, astfel, tot aseară, la un act de compoziție, domnul ministru m-a văzut băgat 18 milioane. Care ar fi cifra? Câți oameni sunt în România s-ar putea la urmă? Cifrele oficiale pot furniza cei care se ocupă de această procedură. Cred că e vorba de primării și Ministerul Administrației și Interne al Uniunii în fel de colaborare. După câte știu, mai sunt câteva zile când vom afla în mod oficial, expiră termenul pe care la care se pot transmite aceste liste electorale. Cred că e vorba de 2 sau 3 zile, de aceea nu mai avem foarte mult de așteptat până să aflăm cifra oficială privirea cetățenilor de vot. Care țin de interiorul campaniei electorale. Există doi coordonatori acestei campanii, deputatul Chiu și președintele Consiliului Județean de Telena, domnul Dragnea, care vor face, desigur, precizări pe acest subiect. Ele sunt mai puțin importante pentru că miza este una foarte importantă, aceea pe care am menționat-o puțin mai devreme. Ce alegi? Traian Băsescu sau siguranța și normalitatea României. Vreau să vă întreb, cine merge, bine sau cum am înțeles, la meeting-ul de Constanța? Nu merge ambilider, adică mă refer la domnul Ponta și domnul Antonescu, sau merge domnul Ponta și domnul Chițoiu? Nu am nu am niciun fel de punct mai lucru pe acest lucru. Îmi pare rău. Dar ați făcut o strategie de campanie în care liderii de la centru să meargă la cred că, în general, orice lider politic ce dorește să spună ceva în această campanie, are dreptul să o facă. În orice fel de cadru dorește. Cum vor alege liderii să participe la această campanie, sunt sigur că e decizia lor și ei o vor comunica. Nu știu, sunt chestiuni chiar de detaliu cine participă și unde participă la această campanie. Pe care trebuie să pot spune detalii. Poate nu mai este nevoie de partid. Și aceea vreau să vă dacă va participa la aceste linii. Nu pot să vă răspund la această întrebare. Îmi pare rău.
2006, se numește Ghid pentru organizarea referendumurilor, adoptat la biroul Comisiei de la Veneția în 12 octombrie 2006 și ratificat de sesiunea plenară din 13-14 octombrie 2006. Sunt și cele trei persoane care au luat din studiul sunt trecute aici, în domnul din Olanda, în domnul din Elveția și în domnul din Anglia. În aceste condiții, dar se numește Ghid, are caracter de recomandare? Întotdeauna documentele Comisiei de la Veneția au caracter de recomandare. Dar am menționat faptul că de-a lungul existenței sale, Curtea Constituțională a decis, prin jurisprudența sa, să includă marea majoritate a acestor recomandări în deciziile care devin obligatorii. V-ați vorbit despre o justificare de faptul că nu trebuie inclus o prezență minimă la vot. Da. Nu e justificarea mea, e justificarea acestui document. Și justificarea spune cam așa. Îmi cer scuze, nu mă vorbim, dar nu merg în engleză. Este recomandat să nu se impună un prag minim de participare la referendum, pentru că ar putea să asimileze votanții care se abțin celor care votează nu. Am reușit să mă opresc și chiar am reușit să mă opresc. Cu mare plăcere, peste noapte face copiii un document. Mulțumesc foarte mult, vă doresc.